Capitolul 10 Au început de atunci altfel de zile. Despre fiecare din ele aș putea scrie un caiet întreg. Între atât erau de bogate și într-atât au rămas de proaspete în amintirea mea. Ne aflam pe la începutul lui August în vacanță. Rămâneam aproape tot timpul împreună, eu retrăgându-mă în odaia mea numai ca să mă schimb, să scriu un jurnal și să dorm. Restul timpului învățam împreună, căci mai trei se pregătea în particular pentru Bachelor of Arts. Și o ajutam. Ceasurile noastre de atunci, ascultând comentariile șacuntalei, unul lângă altul pe covor, ne un singur cuvânt din textul sanscrit, dar și zând alături de mai trei pentru că îi puteam strânge pe furiș mâinile, o puteam săruta pe păr, o puteam privi și necăji, în timp ce profesorul, un pandit miop, îi corecta traducerea sau răspunsurile la chestionarul gramatical. Cum îmi interpreta ea pe sa și cum găsea în fiecare vers de dragoste un amănunt din dragostea noastră tăinuită. Ajunsesem să-mi placă numai ceea ce-i plăcea ei, muzica, poezia, literatura bengaleză. Mă străduiam să descifrez în original poeziile vașinave, citeam emoționat traducerea așa cum și nimic din cele ce mă interesau odinioară nu mai îmi reținea acum atenția. Priveam rafturile cu cărțile de fizică fără niciun fior. Uitasem tot în afară de munca mea pe care o sfârșeam în silă, așteptând să mă întorc mai curând acasă și de mai trei. Câteva zile după mărturisirea noastră veni să-mi spună că mi-a ascuns atunci ceva. Eram atât de infatuat de siguranța dragostei mai trei, și de voluptatea care mă cuprindea întotdeauna în apropierea ei, încât o luai îndată în brațe și începui să o sărut. Trebuie să mă asculti, repetă ea. Trebuie să știi tot. Tu ai iubit vreodată așa, ca acum? Niciodată, răspunsei repede, fără să știu dacă minți sau exagerez numai. De altfel, ce erau acele dragoste efemere și senzuale din tinerețea mea, alături de Patima asta nouă, care mă făcea să uit tot și să mă mules după sufletul și vreile mai treiei? Nici eu, mărturisim mai trei. Dar alte iubiri am mai avut. Să-ți le spun? Cum vrei? Am iubit întâi un pom, din aceea pe care noi îi numim șapte frunze. Se pregăti ea să povestească. Începui să râd și o mângâii protector, ridicul. Asta nu e dragoste, scumpa mea. Ba da, e dragoste. Și cea bu acum iubește pomul ei. Dar al meu era mai mare, cât ședeam pe atunci în alipor și acolo erau arbor mulți și voinici. Și eu m-am îndrăgostit de unul înalt și mândru, dar atât de gingaș, atât de mângâietor nu mă mai puteam despărți de el. Stam ziua întreagă îmbrățișați și îi vorbeam, îl sărutam, plângeam. Îi făceam versuri fără să le scriu, îi le povesteam numai lui. Cine altul m-ar fi înțeles? Și când mă mângâia el cu frunzele pe obraz, simțeam o fericire atât de dulce încât îmi pierdeam răsuflarea. Mă rezemam de trunchiul lui ca să nu cad. Fugeam noaptea din odaie, goală, și mă urcam în pomul meu nu puteam dormi singură. Plângeam sus între frunze până ce se apropia ziua și începeam să tremur. Odată era să mă prindă mama și am tras o spaimă de am rămas multe zile în pat. De atunci m-am îmbolnăvit eu de inimă. Și nu puteam sta în pat dacă nu mi se aduceau în fiecare zi ramuri proaspete din pomul meu cu șapte frunze. O ascultam cum se asculta o poveste, dar în același timp simțeam cum se depărtează de mine. Cât de complicată era sufletul! Înțelegeam încă o dată că, simplu, naiv și clar, suntem numai noi, civilizații. Că oamenii aceștia, pe care iubeam atât de mult încât aș și voi să ajung unul din ei, ascund fiecare o istorie și o mitologie peste putința de străbătut că ei sunt stufoși, adânci, complicați și neînțeleși. Mă dureau cele ce spunea mai trei. Mă dureau cu atât mai mult, cu cât o simțeam în stare să iubească totul cu aceeași pasiune, în timp ce eu voiam să mă iubească veșnic, numai pe mine. O ființă care iubește într-una pe oricine poate fi chin mai insuportabil pentru un amant? Eu închipuiam goală și adolescentă, încleștându-se de pom cu toată nebunia pasiunii ei. Era o imagine care mă irita, mă turba, căci mi se părea că voluptățile cunoscute de ea atunci nu îi le voi putea dărui niciodată eu, nici nu le voi putea șterge. Era altfel de dragoste unirea aceea cu frunzele și cu ramul. Mă tortura mai târziu multe întrebări. Cum se dădea ea lui, cum o înfiorau pe carna goală frunzele acelea cu șapte degete? Ce cuvinte i-a spus când s-a simțit pentru întâia oară posedată, robită, numai lui? Îmi adusese, învelită în hârtie argintie, o crenguță cu frunze presată, parfumată, uscată. Am avut o nestăvilită pornire de furie, văzându-le și le-am luat, am încercat să le privesc desprețuitor, dar nu m-am putut stăpâni și l-am format în palme, mușcând mi buzele. Și el tot așa a vrut să facă. Mi-i mai trei, dar pe el nu l-am lăsat. Îngălbeni! Va să zică și el tot așa de mult a iubit-o și tot atât de crânce n-a suferit ghicindu-se anticipat în dragoste printr-un pom? Unde mi era siguranța întâietății mele, liniștea mea? Mai trei începu să-mi sărute mâinile și să-mi spună că acum i-a uitat și pe guru și pe arbore, că nu mă iubește decât pe mine, că celelalte dragoste nu au fost așa. să-i mut, cu o toare durere în suflet, să năruise ceva, simțeam o sfârșeală și o furie împotriva mea necunoscute până atunci. Asta e gelozie? Mă întrebam. Dacă nu te-aș iubi numai pe tine, n-aș avea curajul să-ți spun toate astea în mai trei. Trebuie să-mi spui și tu toate fetele pe care le-ai iubit înainte de mine. N-am iubit niciodată, răspunse eu întunecat. Cum ai putut trăi fără dragoste? Se minună ea. Și ești mult mai mare decât mine, te-ai fi putut dărui în voi atâtor iubiri. Ezitai o clipă pe gânduri. Mai trei măghicii. Nu. Nu, dragostele tale. Fetele pe care le-ai ținut în brațe, să nu-mi spui de ele. Murdărie, nu dragoste au fost acelea. Începu să plângă în hohote. Pe coridor trecu șoferul care se opri o clipă, mira de plâns, apoi plecă mai departe cu pași pașilini. Și el era unul care ne spionam, observa mai târziu asta. Mai trei încercă să se stăpânească, adunându-și șalul la gură. De ce mă chinui?" se revoltă ea deodată. De ce crezi că n-am fost pură în dragostea mea și în trupul meu?" Rămăsă incremenit. Eu o chinui?" mă întrebam. Îmi spune lucruri care mă ard și tot ea se răzvrătește." Eu care n-am spus nimic, care o iubesc ca un nebun, neputând să mă împotrivesc nici patimii mele, nici dorințelor ei. Eu, care vreau nebunește ca întreg trecutul să se șteargă, iar mai trei mi le aducea necontenit în față, îl viețuiește continuu. Îl judecam și suferam ca un civilizat, ca unul care preferă întotdeauna să uite și să acopere cu cenușă, să ignore sau să tolereze numai liniștea și confortul lui, să nu-i fie stingerite. Mai trei nu cunoștea nici una din aceste superstiții albe și mi se ofera continuu, întreagă, cu tot ce trecuse și fecundase sufletul ei până atunci. Căci trupul am știut aceasta și îl păstrase neatins, cel puțin neatins de o mână virilă. Mi-a mai spus, tot în dubamiaza aceea, de o altă dragoste a ei. Avea pe atunci 12 sau 13 ani și se dusese cu doamna Sen la marele templu de la Puri, la Jaganath. Pe când o colau la oaltă cu mulțimea coridoarele întunecate din jurul sanctuarului, Cineva se apropia pe nesimțire de mai trei și îi puse o ghirlandă de flori peste cap. La cea din tâi haltă în lumină, doamna se observă ghirlanda și, aflând că i-a fost pusă pentru neric, i-o scoase și o păstră pe brațul ei dar cum intră în întuneric, mai trebuie simți iarăși o ghirlandă în jurul gâtului. Și pe ea i-o scoase doamna Sena lumină. De data asta o, o la braț, dar se petrecu același lucru de cum pășiră în întuneric. Când ajunseseră la sanctuar, doamna Sena avea pe braț șase ghirlande. Se uită în dreapta și în stânga foarte mâhnită, pentru că o ghirlandă atârnată de gâtul unei fecioare înseamnă lăgodnă și atunci a apărut un tânăr de o rară frumusețe, cu lungi plete negre pe umăr, cu ochi pătrunzători și gură roșie. Suferi cumplit, ascultând pe mai trei descriindu mi care căzu la picioarele dumna ei, îi atinse tălpile cu mâna și îi spuse, Mamă, atât. A dispărut apoi. L-a iubit pe tânărul acesta, an rândul, chiar după ce începuse să se îndrăgostească de tagore. Amănuntul am reținut. Dacă se întâmplă să iubească pe Tagore, deși e îndrăgostită acum de mine, sau dacă, după mine, în timp cât eu o iubesc, va mai veni altul. La urmă i-a mărturisit lui Tagor episodul din templu și poetul i-a spus că tânărul acela era un mesager al dragostei, că acele șase ghirlande erau nu știu ce lucru simbolic și altele. Ascultând-o, mă fioram de câte junglă se află încă în sufletul și mintea mai treiei. Câte întunezicimi, ce floră tropicală de simboluri și semne, ce atmosferă caldă de eventualități și senzualitate. De eram eu în toate acestea și eram iubit de o fecioară de 16 ani pe care nu o sărutase încă nimeni pe gură în afară de mine. Acum sunt a ta, numai a ta izbucni mai trăi înlățuindu-mă. Numai tu mai ai învățat ce este dragostea, numai tu m-ai înfiorat, ție m-am dat. Când ai rupt frunzele, eram fericită. Ce mult îmi place să te vă ca un vânt, să mă calci în picioare, să nu spese de mine. Te iubesc așa, de ce te temi? Într-adevăr, nu aveam niciun motiv să mă tem. Mai trei mă căuta mereu în mea, în acel ceas al după amiezii, când toți dormeau sus, sub ventilatoare. Aproape mi se dădea acolo pe jețul imens, făcut din pai de bambus. Sărutările alunecau cum pe trup, coborând alungul gâtului, pe umerii goi, sub șal, pe brațe, pe piept, când i-am îngăiat întâia dată sânii, cu o mână sinceră și înfometată. S-a adunat întreagă într-un singur fior înghețat. S-a destins apoi și și-a descheiat pieptarul cu tot ce mai rămăsese spaimă și voluptate în priviri. Mi s-a dat nebunită, înfricoșată, așteptând parcă un trăzne să ne năruie pe amândoi. Niciodată n-am văzut sânii mai frumos și la nicio statuie din lume, căci paloarea aceea întunecată a trupului mai trei se îmbujorase acum sub cea din tâi dezvelire și frumusețea perfectă de sculptură a bustului se luminase așteptându-mă. Trupul tot era o așteptare, fața încremenise, ochii mă priveau ca pe o minune. Nu mai era senzualitate fiorul acela care o străbate și o ucide alături de mine. Eu mă trezeam lucid și atâțat, experimentând în etape dragostea, în timp ce ea se îndăruise toată miracolului unei atingeri bărbătești de trupul ei, fiind încă fecioară. Am înțeles mai târziu că voluptatea aceasta dâncită în carne când ea era încă numai îndrăgostită, o crucifica. A avut atunci curajul să mă întrebe, cu un braț încleștat pe speteza jețului și cu mâna cealaltă mângâind un părul. Nu e păcat? I-am răspuns ca de obicei, cu o consolare stupidă, câteva fraze, fără niciun conținut și am continuat să mă pierd în descoperirea treptată a trupului ei, când o priveam la răstimpuri, uimit eu însumi de abandonarea atât de completă. o zăream cum stă cu capul pe jet, ochii închiși tremurând, lacrimile alunecându-i pe obraj, lipindu-i să șuvițele de păr la colțul buzelor și pe bărbie. Când vom fi uniți, consolam eu, ne vom iubi fără hotare, te voi iubi toată atunci. Dar acum nu e păcat? revenea ea, strângându-și ochii, mușcându-și buzele. Acum te sărut numai și zmângâi numai o parte din trup. Atunci va fi altfel, vei fi a mea, a mea. Nu sunt și acum? spunea ea. Nu e păcat? Mi-au trebuit câteva zile până am înțeles ce voia ea să spună. Era păcat, pentru că ea simțea voluptatea complet și se temea că roa dragostii, astfel risipită, să nu strice o la lumii. Odată ce îmi dăduse buzele și mă îmbrățișase cu trupul ei tot lipid al meu, noi eram uniți. Și dragostea trebuia să se săvârșească până la capăt, al Alminter, voluptatea ajungea viciu, iar bucuria unirii noastre o tristețe a cărnii. Păcatul nu erau încercările de a-i cunoaște tot mai mult trupul, ci limitarea îmbrățișărilor mele, care făceau să cunoască cele mai definitive spasme, fără ca rodul acestor bucurii să se adune, să crească. Risipirea rodului era păcat, însimțirea și judecata ei indiană. După datina lor, trebuia să fim uniți în pat și în mângâierile noastre să răsară roade vii pruncii. Căci al minter, dragostea se pierde, bucuria ajunge stearpă, iar unirea noastră viciu. M-am cutremurat înțelegând că nu senzualitatea și dragostea ei pentru mine o sildeau să-mi ceară acestea, ci o superstiție, o teamă de karma, de zei, de strămoși. În noaptea aceea mă gândeam unde se găsește adevărata sinceritate a simțurilor, adevărata inocență a cărnii, la ei sau la noi civilizații. Oare mai trei n activat ca o hipnotizată, ca un automat de când m-a sărutat întâia oară? Și spontanitatea, vastitatea dragostei ei față de mine, nu sunt oare simple coincidențe ale cele din tâi căderi? acte determinate de conștiința ei barbară, superstițioasă. Ajunsesem să evit pe cât puteam îmbrățișările prelungi în singurătate, pentru că adoram aproape pe doamna Sen și respectam pe domnul Sen. Și așteptam să găsesc un prilej de a le cere pe mai trei pentru mine înainte de a o avea. Am fost un om moral, de aici mi se trag toate tragediile. Am iubit întotdeauna pe mai multe planuri. N-am știut să sacrific totul pentru un singur sâmbure, de adevăr sau de viață. De aceea m-am lovit de toate pragurile și m-au dus valurile cum au vrut. De altfel, iubeam atât de mult pe mai trei încât preferam o comunitate mai caldă, mai completă, așa cum o aveam în plimbările cu mașina prin împrejurimile Calcutei. Zeci de kilometri făcuți până aproape de miezul nopții, dincolo de Baracur, de Hogli, de Chandernagore. Cu ea, spun cu ea, deși eram întotdeauna întovărășiți de doamna sau domnul Sen, de Lilu și Mantu, Ceabu sau de coha, pentru că nu ne vedeam și nu ne simțeam decât pe noi, pe noi doi. Cu ea am vizitat atâtea sate din jurul Calcutei, am dorit atâtea case ascunse între cocotieri, unde ghiceam din ochi că n-ar fi plăcut să ne ascundem. Am lăsat atâtea amintiri pe șoselele acelea întunecate de umbra arborilor care încolonau. Atâtea lacuri artificiale pe marginea cărora ne-am așezat amândoi, strângându-ne furiș mâinile, în timp ce ceilalți aduceau din mașină coșulețele cu sandvișuri și fructe. Atâtea halte în noapte pe șoseaua Chandernagorul gorului, cu toții de tăcere, de arbori, de licuricii care zburau în jurul nostru ca într-o world. Cu deosebire mi-amintesc o noapte când i s-a oprit mașina chiar pe șoseaua aceea ferică a și șoferul a pornit cu mantul să caute niște scule într-un sat din apropiere. Inginerul, obosit, a rămas să dormiteze mașină iar noi trei, mai trei, Ceabu și cu mine, am plecat să recunoaștem pădurea. Vară fără lună, cu atâtea stele câte are bengalul și licurici așezându ni se pe umeri, pe față, pe gât, ca într-un bazm cu bișterii. Nu ne spuneam nimic și pe nesimțite ne-am înlănțuit temător de ceabu, încurajat de cera și întunericul acela fermecat. Nu știu ce suflet necunoscut din mine izbucnie atunci chemat de toată această indie nebună. Pădurea părea că n-are aici început, nici margini. Arbor de eucalipt, fără vârstă, prin care cerul se ghicea nevoie. Între atât erau de mincinoși curicii și de depărtate stelele. Ne-am oprit în fața unui leșteu artificial, unul din acele bazine în care agricultorii cresc pește, am amuțit acolo toți trei. Cine știe ce minunze urzau atunci printre lotuși, cu frunze strânse în apa aceea fără trestărire, în care se oglindeau zborurile boabelor de aur. Mă scuturam mereu pentru că preajma noastră se perfăcuse în bazm și omul tânăr din mine, omul ceasului aceluia de amăgiri, se lăsa adormit la sfințenia și realul prezenței noastre în fața acestui leșteu încremenit, am stat așa mult timp, și n-am cutezat atunci să o să rupe mai trei. Nu mai doream nimic, nu mai simțeam nevoia vreunui gest. Era o seninătate nefirească în sufletul meu, deși taina și miracolul din jur mă exaltase, mă narcotizase, mă răzvrătise. Nu știu cum s-au petrecut acestea. Altădată am găsit o casă părăsită la marginea unui câmp de orez în care eu mă avântam și mă întorceam ud până aproape de genunchi. Am stat pe zidul ruinat al casei, pe pietrele acelea amenințate de vegetație uscându-mă. Nu răsărisem încă stelele și sara era caldă cu altieri de eucalipt. Alături, încercând să stea tot atât de confortabil, deși venise într-o sari cu fir, mai trei căuta cu privirea începutul pădurii dincolo de câmp. Nu știu ce tainingă împărtășirea dorinței noastre de fugă, de izolare împreună a trecut atunci peste tot. Pădurea ne de cu desimarea ei arbori și umbre. Cu păsări fericite. Ne-am privit. Și o emoție dincolo de fire ne-a invadat, ca și atunci în bibliotecă, am ajutat-o să sară de pe zi și am sărutat în fugă părul. Dar sărutul a fost sufletul întreg, căci mai trei s-a abandonat cu ochii chiș, fără să se mai gândească la Lilu și la doamna Sen, dacă n-ar fi putut vedea din mașină. Ne întorceam întotdeauna lângă ei cu inimile înspăimântate, dacă n au văzut. Plimbările acelea mi-au rămas acum mai proaspete și ucigător de dulci în amintire. Căci dacă amintirea cărnii se trece ușor, dacă unirea cât de perfectă a trupurilor e asemenea sete și foame și se uită. Nimic din opacitatea aceasta nu era în comuniunea noastră din afară de oraș, când ochii spuneau singur tot și o simplă îmbrățișare înlocuia o noapte de dragoste. Numai acolo, mai puteam regăsi fiorul acelor priviri fixe, hipnotice, năsățioase, descoperite în acea din tâi zi a noastră în bibliotecă, când ne opream la bariere în plină lumină, ochii noștri să căutau, se găseau și să înlănțuiau exasperați, dăruindu și atât de nebunește privirile, încât mă întreb și acum cum de nu au ghicit ceilalți patima noastră să fi crezut oare că e dragostea pe care o voi să răiei? Odată am văzut ce de magorul noaptea. Bulevardul ilumina pe amândouă părțile. Nu mi-am putut șterge impresia de obosită melancolie pe care mi-o lăsase ruinile palatului, atât de glorios cândva în această veche și uitată de Dumnezeu colonie franceză. La întoarcere, M am gândit serios cât de puternică și de nepietoare este această Indie, care rabdă și înghită totul fără să-i pese de nevălitori și de stăpâni. Alergam într-o mașină a secolului 20 și alături de mine aveam un suflet nepătruns și neînțeles, tot atât de himeric și de sfânt ca și al celelalte mai trei, Sihastra din Upanishade. I-am atins brațul ca să mă deștept, fata aceasta mă iubește pe mine? La belurmat în ascramul lui Suavi Veva Canahda, veneam de cele mai multe ori, mai ales sărbătorile, pentru că gangele curge acolo chiar pe treptele matului și priveliștea e minunată, aerul îmbălsămat. Acolo ne plimbam noi, ne fără multe cuvinte și fără gesturi de dragoste. Acolo mi s-a părut că aflu o liniște pe care sufletul meu nu o cunoscuse nicăieri mai înainte. Era dragostea pentru mai trei sau convingerile mele bine justificate, acelea care m-au făcut pentru întâia oară să mă gândesc la convertire. Vreau să trec la hinduism și atunci n-ar mai fi existat nicio piedică în drumurile noastre. Și mă întrebam așa, dacă e adevărat că toate religiile sunt bune, că același Dumnezeu se manifestă în fiecare dintre ele, atunci de ce n-aș putea îmbrățișa credința mai treiei? Nu-mi lepăd legea din spaimă sau de pofta câștigului ei, pentru că dragostea mă pune la această încercare. Dacă o dogmă moartă poate stăvili o dragoste vie, ce fel de dragoste e aceea? Dacă sunt convins că adevărul e pretutind în toate credințele, de ce nu schimb în fapte convingerea aceasta? E foarte ușor să spun că orice misionar modernist, că toate religiile sunt bune. M-am săturat de vorbe. Vreau să-mi dovedesc mie însumi că hinduismul e tot atât de bun ca și creștinismul. Dacă cred într-adevăr într-un singur Dumnezeu după cum amândouă legile ar fi inutile, dacă n-aș crede, când i-am spus mai trei acest lucru acolo la bel urmat, a rămas o clipă luită de hotărârea mea și mi-a mărturisit că dacă trec la hinduism, nimeni nu ne-ar mai putea despărți. Mi-a citit câteva cazuri de asemenea convertiri. Pe un francez, profesor la șantichietan, căsătorit cu o bengali, îl cunoscusem chiar eu și rămăsesem impresionat de seninătatea și fericirea lui sădit într-un pământ străin, având fi și fiice pe care îi creștea ca pe adevărați copii indieni. Și, în acea seară, la întoarcerea în por, mai trei mărturisi doamne în sen hotărârea mea. A fost atât de fericită încât se coboră la mine să-mi spună că mama e copleșită de bucurie, că toate femeile de sus nu vorbesc decât de asta și că acum, așteptând ceasul prielnic, aș putea o cere fără teamă. Ne-am îmbrățișat atunci cu o siguranță și o împăcare de sine care mi-au dat mai târziu de gândit. Oare toleranța asta patronarea această generală nu va fi hotarul dragostei noastre? Mă întrebam. Domnul Sen, când a auzit de convertire, s-a supărat și mi-a spus că nu trebuie să mă entuziasmez atât de repede pentru o religie în care nu mă atrage tocmai de decât ineditul și ceremonialul, că religia mea e mult mai bună decât a lui și dacă el nu și-o poate lăsa pe a sa pentru că și-ar pierde locul în societate, eu n-am niciun motiv să încerc această experiență. De altfel, el nu va accepta decât după ce va primi consimțământul celor din țară. Nu trebuie niciodată să uit că o religie se păstrează nu din convingere, ci din dragoste și respect pentru cei aproape nouă și care cred încă în ea. Dar dragostea mea nouă și vie, îmi spuneam ascultându-l, pentru că avea și el dreptate, dar aveam și eu. Această opoziție netă și viguroasă a domnului sân m a deprimat pe mine și pe mai trei. Ne-am hotărât că eu o să plec o lună la Puri, prin octombrie, și să mă întorc convertigata. Atunci nicio discuție nu va mai fi posibilă. De altfel, s-a întâmplat ca domnul Sen, care suferea de câteva luni de presiune arterială tot mai gravă, să aibă două-trei atacuri repetate de muș volant. Și aceasta a alarmat toată casa. Plimbările noastre cu mașina s-au rărit. Mai toată vremea trebuia să stau în odaia domnului Sen, cetindu-i fie romane, fie cărți de psihologie și medicină, că inginerul, de când s-a văzut silit la imobilitate a început să se gândească la suflet și la boală și dorea să se documenteze făceam cu schimbul, mantu, eu și mai trei. Domnul se nu sufera, dar era nevoit să petreacă o bună parte din zi, întins pe pat, cu ochelarii negri la ochi. Boala aceasta, care a durat câteva luni, aproape că nu o observasem, într-atât eram de preocupat și fascinat de jocul dragostei noastre. Am înțeles atunci câte lucruri se petrecuseră în jurul nostru, fără ca eu să le bag de seamă. Revoluția civilă amenința iarăși cu cei 50.000 de naționaliști în temniță, a trebuit să asist la câteva scene brutale, câteva șarje de poliție călăreață, o devastare a cartierului și din Bovanipor, copii bătuți și femei rănite, ca să mă revolt și eu de binele. Dar atunci n-am mai judecat și o sândeam pe Briton fără rezervă. Mă înfuria orice brutalitate pe care o aflam din ziare, priveam scârbit orice alb întâlnit în tramvaie și am renunțat la totunul englezesc, la pasă de dințe englezească, la orice lucru adus din Anglia. Nu mai cumpăram decât obiecte și sau, dacă nu găseam de aceasta, marfă japoneză. De altfel, viața mea în bovanii pormă silise să renunț de mult la majoritatea cumpărăturilor europene. Câteva zile după devastarea cartierului Șih, mă vizitase Harold. Ghicisem, venise pentru un împrumut de data asta mare, o sută de rupii. Aveam banii la Shattered Bank și am dat cecul, încântat că îl pot servi. Bietul băiat nu-și plătise chiria de trei luni și nu mai avea din ce să mănânce până la leafă. Dar în același timp am înfuriat că ajut un dușman al Indiei. Ajunsesem aparpe șovinist și, după ce mai trei ne-a servit și a întârziat puțin de vorbă în camera mea, am încercat să duc în discuția despre Gandhi și despre revoluția civilă. Harold, ca orice eurasian, nu putea nici să audă de asemenea lucruri și era fericit de teroarea dezlănțuită de poliție și armată, dar în ziua aceea venise să-mi ceară o sută de rupii și nu putea să mă contrazică. Am avut atunci intuiția lașității lui și m-am recunoscut atât de bine în jena lui de a discuta o credință încât m-am întristat. Dar mai era ceva. Harol venise și pentru a mă spiona, să vadă cum locuiesc aici, dacă duc într-adevăr o viață de brută neagră, cum credea el, sau am oarecare confort. Venise mai ales pentru mai trei. Și când a văzut-o servind o ceaiul, roșin privindu-mă pe furiș și zâmbind familiară cu odaia și cu prezența mea, a înțeles și mi-a spus-o. Dragul meu, Alan, ești pierdut fără putință de scăpare de acum. Ar fi cea mai mare fericire a mea dacă aș izbuti să fiu primit în lumea aceasta, îi răspunse întărătat, privindu drept în ochi. O lume vie, cu oameni vii, care suferă și nu se plâng, care încă au o etică, iar fetele lor sunt sfinte, nu târfe ca ale noastre. Să mă căsătoresc cu o albă? Îl întrebai eu. Cu o fată care n-a cunoscut niciodată virginitatea și nu va cunoaște niciodată de săvârșită abandonare. E o lume moartă, lumea noastră, continentele noastre albe. Nu mai găsesc nimic acolo. Dacă aș fi primit, cum mă rog lui Dumnezeu să fiu într-o familie indiană, aș găsi puteri să-mi refac viața aceasta clădită pe nimicuri, pe interese stupide și pe abstracțiuni. Aș vrea să o iau de la capăt, să cred în ceva, să fiu fericit. Nu pot fi fericit decât într-o dragoste perfectă și nu găsesc asemenea dragoste decât aici. Aici, în casa asta, în cartierul ăsta. Vorbiți să mă aprins, sincer, revelându mi mie însumi anumite gânduri pe care nu le întregisem până atunci. Harold mă privea surprins, amuzat, stânjenit. Nu avea ce să-mi răspundă pentru că nu pricepuse mai nimic din acea moarte a continentului alb care mă obseda pe mine de atâția ani. Și apoi, nici nu avea chef de vorbă, nerăbdător fiind să plece și să soarbă un pahar de whisky din care nu mai gustase cam de mult. Mă întreabă într-o doară, dar religia ta? Pentru mine, creștinismul nu s-a născut încă. N-au fost decât biserici creștine, dogme și rituale. Creștinismul se naște aici, în India, pe pământul cel mai împăcat cu Dumnezeu, unde oamenii sunt însetați de iubire, de libertate, de înțelegere. Nu concep un creștinism fără libertate, fără primatul spiritualității. Harold, care m-au zis pe mine vorbind numai de construcții și de fizică sau comentând ultimele întâmplări frivole, rămase și mai surprins ascultându-mi apologia noului creștinism indian. De fapt, în acele clipe zitam chiar eu, căci îmi dădeam perfect seama că tot zelul meu se datora dragostii pentru mai trei și consecințelor ei religioase și politice. Nu cumva tot ce făceam e determinat de asemenea robiri sentimentale? Mă întrebam eu mai târziu, în acele luni în care încercam din nou să aflu adevărul. Adevărul. Eu nu te prea înțeleg, îmi spuse Harold. Să dea Dumnezeu să fie bine și să te apere de farmece, adăugă el ridicându-se să plece. Eram oarecum încălzit de discuție și mă plimbam prin odaie întrebându-mă dacă am spus tot ce gândesc, când mai trei intră și mă îmbrățișă. Bine că a plecat, îmi spuse. Era dor de tine. Strângând-o în brațe, am simțit pentru întâia dată teama că dragostea mai trei ar putea cândva să mă obosească. Aș fi vrut să rămân și eu singur, măcar un ceas după plecarea lui Harold, că și prezența lui mă agitase și voiam să meditez, să fac un efort de înțelegere, să-mi precizez anumite hotărâri. Iar mai trei de abia aștepta ca să plece musafirul pentru ca să-mi cadă în brațe. Simțeam că mi se răpește ceva al meu, mi se calcă un petec de loc rezervat numai mie. Mă cu desăvârșire mai trei și nu rămâneam o clipă singur. Chiar în preașma somnului, imaginea ei mă urmărea. Când aveam nevoie de singurătate, de ce nu mi-o ghicea? De ce nici dragostea cea mai mare nu poate ghici dorința celuilalt? O păstram încă în brațe, odihnind un buzele pe creștetul ei parfumat cu ulei de coco. Atunci, intră Coha, ne văzu o clipă și se retrase strigând. Pardon,